Haideți să vorbim puțin despre șamponul împotriva căruțirii părului. Folosesc așa șampon de un an de zile, un an și câteva zile foarte probabil. Și ar fi bine să arătăm și rezultatele altor persoane ca să iau o decizie corectă în această privință. Ce să zic, după un an de zile părerea mea este că rezultatul este de un 50%. După un an de zile cam așa arată părul meu. Aici era plin de fire albe. Aceste fire de păr încă mai sunt, dar nu mai sunt așa vizibile pentru că au căpătat o nuanță aurie, nu maronie, nu negru, dar sunt un pic aurii și atunci nu mai sunt așa vizibile. De aceea zic că efectul ar fi undeva de un 50%. Dar cum se vede, nu mai sunt atât de vizibile. Așa, iar aici se vedea alb efectiv. Pentru persoanele care au părul de o nuanță închisă sau au tenul, mai bine zis, închis la culoare, efectele sunt mult mai vizibile, mai rapide și a văzut la cineva un ten închis la culoare, părul efectiv a devenit castaniu, deci un maroniu, foarte, foarte ok. În principiu, aș spune că sunt mulțumit de șampon, mai ales că nu face smătreață de la el. La mine era una dintre marile probleme. Așa. Acestea fi spuse, îl recomand. Nu o să aveți efecte vizibile imediat după primele zile, o săptămână. În primele câteva luni de zile lăsam 10 minute, 5 minute să intre șamponul în păr. Acum, efectiv, m-am dat un șampon pe cap, m-am clătit și asta e. Efectul este același, nu e nicio diferență, să știți. O zi frumoasă tuturor!